Aș începe în seara asta cu câteva texte din Samuel care, cel puțin pe mine, m-au lăsat buimac, pentru că nu știu ce să fac cu ele, poate mă ajutați voi. Dar aș face pe urmă o paralelă între textele din Samuel și aș căuta ceva în Noul Testament cu care să le punem în paralel, care să ne ajute să înțelegem ceva din ceea ce ne relatează naratorul în Samuel. Uitați-vă la câteva versete din capitolul 10, mulțumesc încă o dată cititorului meu și astăzi are de lucru ca și la fiecare luni seara. După aceea, vei ajunge la Gibea. Să fac o recapitulare, contextul. I se pierd măgărițele lui Kish, Saul este trimis să le caute, merge cu un slujitor și bate drumurile și ajunge exact în poarta cetății la ora pe care Dumnezeu a hotărât-o și despre care a vorbit lui Samuel. Și se întâlnesc cei doi și de acolo Samuel, după ce îl unge cu un de lemn ca împărat al lui Israel, îi spune câteva semne ca să-i liniștească inima, să-i dovedească că ceea ce s-a întâmplat nu este de la oameni, ci este de la Dumnezeu. Și după ce primele două semne se întâlnesc, versetul 5 vorbește despre al treilea. După aceea, vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă. Notați, vă rog, o ceată de proroci. Deci este un fenomen colectiv, este primul lucru. Te rog. Cu lăute, timpane, fluiere și cobze, înainte și prorocind. Prorocind cu lăute, timpane, cobze, era o ceată, un cor, probabil, nu știu, o ceată de proroci, s-ar putea să fi fost doar bărbați, puteau fi și femei, nu știu. Dar, notați, fenomenul este un fenomen ciudat într-un fel și este un fenomen de grup, un fenomen de grup. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Un alt aspect important este că fenomenul nu este doar colectiv, ci este de natură spirituală. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci, vei fi prefăcut într-un alt om. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. În aceeași zi. Când au ajuns la Gibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Toți cei ce îl cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și ziceau unul altuia în popor. Ce s-a întâmplat cu fiul lui Kis? Oare și Saul este între proroci? Este un prim tablou. Ceva se întâmplă și Saul, Duhul Dumnezeu, coboară peste el și el începe, se alătură acestui grup și prorocește împreună cu ei și până și cei care l-au văzut s-au mirat. Deci, pe de o parte, este un fenomen colectiv, este de natură spirituală și este un fenomen vizibil, audibil, notabil într-un fel de cei din jur și distinct de normalul care se întâmplă în general. Toate aceste lucruri le găsim în tabloul nostru. Dacă mă mut un pas mai departe, în capitolul 19, noi încă n-am ajuns cu predicarea acolo, dar avem un fenomen și mai ciudat aici. Au spus lucrul acesta lui Saul? Ce au spus lui Saul? Vezi că David a fugit la Rama și Saul, când a auzit, pentru că el îl urmărea deja, ura îi se transformase în dorință de ucidere și ar fi dat orice să-l prindă. Și au spus lucrul acesta lui Saul. Iată că David este în Naiot, lângă Rama. Saul a trimis niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroci care proroceau cu Samuel în frunte. Observați de data aceasta o ceată de proroci care proroceau cu Samuel în frunte. Acum, dacă nu putem băga de vină lui Samuel, nu-l putem acuza el de lucruri întunecoase, atunci fenomenul trebuie să fie pozitiv, pentru că Samuel însuși este în fruntea lor. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul și au început și ei să prorocească. Dar aici apare ciudățenia. Sunt trimiși să-l omoare pe David.
Deci intențiile lor sunt rele. Duhul lui Dumnezeu vine peste ei și încep și ei să prorocească. Și? Au spus lui Saul lucrul acesta. El a trimis alți oameni și au prorocit și ei. A mai trimis alții a treia oară și au prorocit și ei. Ilie stătea pe un vârf de deal și împăratul trimite o ceată de ostaș ca să îl prindă, să-l omoare. Și zice, omul lui Dumnezeu, zice, dacă se duce omul lui Dumnezeu, să vină foc peste voi și mistuie pe toți 50. Și trimite o altă ceată. Și când vine a treia ceată de ostaș, cel care conducea zice, ai milă de noi. Și da, în felul acesta, ce asemănare, trei cete trimise să-l omoare pe David și de data aceasta, în loc ca foc din cer să coboare peste ei, ceva se întâmplă din punct de vedere spiritual, sunt paralizați într-un fel, intră și ei în toată povestea asta și se întorc înapoi la Saul cu mâinile goale. Și? Atunci Saul s-a dus el însuși la Rama, ajungând la fântâna cea mare, fără apă, care este la Secu, a întrebat, unde este Samuel și David? I s-a răspuns, sunt în Naiot, lângă Rama. Și s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Saul, ucigașul, gelosul, cel lepădat de Dumnezeu, pornește acum, dacă cele trei cete care i-a trimis nu i-au împlinit porunca, merge el însuși să o facă cu mâna lui. Duhul lui Dumnezeu a venit și peste el. Și Saul și-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama. Este de unul singur și-a văzut de drum prorocind. Cum arată fenomenul acesta? Dacă ne-ar explica un pic mai multe naratorul, poate că ne-am lămuri. Dar sunt lucruri care se repetă și stai buimac înaintea lor și te întreb ce s-o fi întâmplat acolo? Cum arăta fenomenul acesta? Dar uitați-vă ce vine în continuare. S-a dezbrăcat de haine și a prorocit și el înaintea lui Samuel și s-a aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea și toată noaptea. Toată ziua și toată noaptea. De aceea se zice, oare și Saul este între proroci? Ca și cum s-ar fi închis cercul din capitolul 10, oare și Saul este între proroci? Deci, astea sunt textele din Samuel. Am văzut în capitolul 2, la sfârșit, pe omul lui Dumnezeu venind la Eli și rostind un verdict asupra lui din gura Domnului, din partea Domnului. Așa vorbește Domnul. Și toate lucrurile astea se împlinesc. Fiii lui mor într-o zi, Eli moare și el. Într-un fel, Dumnezeu taie brațul lui și brațul casei tatălui lui. Și prorocia alunecă până la vremea schimbării preoției aronice cu preoția Melchisedechiană. Dar dacă ne uităm la tablourile pe care le-am citit și aș vrea să răspund la această întrebare, oare în ce constă acest fenomen sau această manifestare? În ce constă acest fenomen sau această manifestare? Nu știu. Îmi spune puține textul și aici putem fabula și putem să zicem ce dorim noi sau să încercăm să găsim corespondente în zilele noastre și să zicem, mai și între noi par să fie fenomene de acest fel. Dar sunt câteva lucruri importante. Este un fenomen colectiv, de natură spirituală și este un fenomen vizibil, audibil, notat de toți cei din jur sau care sare în ochii celor din jur, pentru că este ceva ce se distinge de normalul din zilele respective. Dar îmi pun o altă întrebare. Oare în Noul Testament există fenomene asemănătoare cu care să pot compara, care să arunce o lumină asupra textelor pe care le-am citit în Samuel? Nu știu, dar aș putea să vin cel puțin cu două propuneri. În primul rând este fenomenul de la Rusalii, din Fapte, capitolul 1, primele 13 versete. În al doilea rând este fenomenul descris în 1 Corinteni, capitolul 14. Într-un fel, Pavel spune, dacă toți intră în sfera asta a Duhului și intră un necredincios și se uită la voi, ce zice? Sunt două texte care ar putea să fie asemănătoare. Nu știm dacă se explică unul prin celălalt, dar dacă voi știți
un alt reper sau un alt sistem de referință la care să raportez ce am citit Samuel, m-aș bucura să aud. Dar haideți să luăm textul din Fapte mai întâi. N-ar putea fi o paralelă și cu Balaam, ce s-a întâmplat cu Balaam? Ar putea fi, ar putea fi. Și Balaam este un netăiat împrejur, să nu spun altfel, este un văzător, un păgân care vine după bani și deși el e obișnuit cu lumea spirituală și le spune la început trimișilor lui Balac, eu nu pot spune, Dumnezeu nu mă lasă să plec cu voi, Dumnezeu este Elohim, este termenul generic pentru oricare Dumnezeu din vremea respectivă, da? Dar când citeți foarte atent textul din Numeri, alternează două numele, Dumnezeu și Domnul. Domnul este Iahve, este Dumnezeul personal, Dumnezeul evreilor, Dumnezeul lui Israel, pe când Elohim este un Dumnezeu oarecare. Și dacă nu ești foarte atent la felul în care naratorul folosește cei doi termeni, zici că Dumnezeu, Elohim și Domnul este unul și aceeași și nu mai știi ce să crezi despre el. Și acolo trebuie citit lucrurile ceva mai atent. Dar ce acolo se întâmplă? Același lucru. Dumnezeu, practic, încalecă intențiile lui Balaam și rostește câteva profeții extraordinare care se vor împlini pe urmă în Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu încalecă Duhul străin din gura sau inima sau Duhul lui Balaam și el nu poate să blasteme. Ce înseamnă? Vino și blasteme pe poporul acela. Balac nu se temea de popor și de oastea lui, ci se temea de Dumnezeul lui Israel. A blestema înseamnă a rosti ceva care să rupă relația dintre Dumnezeu și poporul lui. Și știți toată povestea, urcă pe un deal, ridică 7 altare, schimbă al deal și al treilea deal și de fiecare dată iese o prorocie din gura lui și nu un blestem asupra lui Israel. Și sunt lucruri incredibile pe care le spune Dumnezeu, nu vede nicio nelegiuire în Iacov, nicio nelegiuire în Israel. Aproape că îți vine să zâmbești, cum adică nu vede, când toată călătoria a fost o răzvrătire. Dar în capitolul 21, asta e în capitolul 22, în capitolul 21 este șarpele de aramă. Pentru prima dată în călătoria lor, Israel este obligat să creadă sau moare. O trebuie să aleagă între viață și moarte prin credință. Și primul semn de credință, prima manifestare a credinței este în capitolul 21. În lumina capitolului 21, capitolul 22, 23 capătă sens. Dumnezeu nu vede nicio nelegiuire în Israel. Pentru că în ultima instanță, prin credință, prin ascultarea credinței și ei prin ascultarea credinței au dat dreptate lui Dumnezeu. Și atunci așa se explică povestea asta. Dar Balaam este un fenomen singular, un individ. Și inima lui se dă în vileag atunci când Balac se supără și trimite acasă cu punga goală. Te-am chemat să-ți dau binecuvântări, dar... Și el, ca să nu plece fără bacșișul sau fără banii pe care... sau bogățiile care i le-a promis Balac, are ideea din capitolul 25, când trimite fetele moabite și trag în curvie pe băieții și pe tinerii din Israel și Dumnezeu însuși îi strânge, nu vede nicio nelegiuire, dar 24.000 mor în ziua respectivă și Baal Peor rămâne într-un fel ca un stâlp de aducere aminte la care se întoarce pe urmă în Deuteronom Moise. Dar în textele noastre pe care le-am adus Fapte și 1 Corinteni, am un fenomen colectiv, deci mai apropiat de principiul, probabil că pot duce și din Numeri, mai apropiat de ceea ce citesc în Samuel. Colectiv mai este și cu cei doi care prorocesc afară din tabără, când Dumnezeu împarte Duhul lui Moise și peste ceilalți 70, atunci ar putea fi și acolo un element care să... Și asta este, când Moise se plânge înaintea Domnului, ce sunt eu să port la sânul meu ca o doică? Doar e poporul tău, tu l-ai scos din Egipt. Și ce mai bine omoară-mă. Și atunci Dumnezeu zice, bine, ia 70 de bărbați și îl ia din Duhul lui Moise și pune peste ei. Probabil și acolo a fost, textul nu ne vorbește despre ce s-a întâmplat în fața cortului întâlnirii, dar cred că, pentru că cei doi, Eldad și Medad, au rămas în tabără și ei s-au alăturat fără să fi fost prezenți
aceluiași lucru și ceva s-a întâmplat. Deci coborârea Duhului Sfânt sau Duhului Moise care a fost luat și pus peste cei 70 s-a manifestat într-un chip vizibil, audibil, probabil, ca și în cazul din Samuel. Dar observația lui Moise în cazul respectiv să dea Domnul ca tot poporul să prorocească, nu e un fel de prefigurarea ce urma să vină prin Domnul Iisus și, practic, manifestările acestea ale Duhului în Vechiul Testament să fie doar niște demo-uri sau niște excepții punctuale care să arate la ce va veni. Pentru că altfel nu putem explica... Acum, doar dacă cântarea comună din biserică e să asemeni cu ea, Radu, pentru că aici, dacă mai aveți și țimbale și cobze și alte lucruri, și mai avem și baterie și atunci noi suntem o ceată care... Nu, proroci... dar mă refer la prorocia definită ca de Pavel în Corinteni. Vorbire spre zidire, sfătuire și mângâiere. Da, dar acesta. Vom veni la textul din Corinteni, pentru că și acolo există un fenomen colectiv și Pavel vorbește despre el. Deci, cu siguranță că prorocia, v-am spus data trecută, o găsesc de-a lungul întregului Nou Testament. Și în momentul în care Samuel se retrage ca și judecător și intră în păpuci în rolul de profet, pentru că împăratul venise pe scenă, el spune două lucruri. Vă voi învăța căile Domnului și mă voi ruga rugăciunea și învățătura. Sunt cele două lucruri care pe urmă transcend fenomenul Hristos, deci după înălțarea lui Hristos, tot Noul Testament este penetrat de aceste două lucruri. În capitolul 6 am văzut din Fapte, Petru însuși spune, noi vom stărui în rugăciune și în învățătură și în propovăduirea cuvântului. Dar pe urmă și în epistole găsesc lucrul acesta. Dar să mă întorc la un fenomen colectiv, nou testamentar, care s-a întâmplat de pildă în ziua cincizecimii. Primele 13 versete din Fapte, capitolul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Deci fenomenul ăsta... Acolo nu mi se spune ce s-a întâmplat, ce vorbeau, ce semna proroceau. Dar aici sunt 120 în camera de sus, Duhul se coboară peste ei, limbile ca de foc se așează pe câte unul și încep să vorbească și probabil că este un fenomen colectiv și se aude toată povestea asta, dar lucrurile merg mai departe în versetul 5. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Toate neamurile care sunt sub cer, adică semiți, hamiți și afetiți, reprezentanți din toți cei trei fii ai lui Noe, sunt prezenți în cele 14 neamuri amintite un pic mai jos. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Fiecare, mulțimea, mii de oameni, dacă peste 3.000 sunt botezați, erau mii de oameni, era sărbătoarea. Și în vacarmul acela care s-a creat, când 120 de oameni au început să vorbească exact ca și pe vremea lui Samuel, toți deodată, dar, zice, fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu știm ce e în Samuel, nu știm ce vorbeau, nu știm ce cântau, dar aici știm, pentru că Luca ne spune în mod clar. Aici toți vorbeau în limbi, limbile astea erau limbi cunoscute, limbile în care ne-am născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Teologii numesc nu glosolalia, din Corint, ci xenoglosia, limbi înțelese, limbi înțelese. Versetul 12.
Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Observați, unii care înțelegeau ce se spune, erau mirați, minunați, bucuroși, aș putea spune. Cei care nu înțelegeau ce se spune, ziceți, sunt plin de must. Petru trebuie să se scoale și trebuie să spună fraților, e numai ceasul al nouălea. Deci, n-avem cum să. Nu au trecut decât 3 ceasuri de când s-a deschis ziua și nu suntem beți. Și el începe să predice pe urmă și să explice fenomenul prin textul din Ioel. Dar acum, dacă iau vorbirea în limbi din Corint, pentru că am vorbirea în limbi din Faptele Apostolilor, unde e un fenomen colectiv, e un fenomen vizibil, e un fenomen de natură spirituală, dar e un fenomen în care, în mod inteligibil, se comunica ceva celor prezenți. Dacă mă gândesc la celălalt text care ar putea semăna cu ceea ce citim în Samuel, atunci aș pleca din 1 Corinteni, capitolul 12 mai întâi, ca să creionăm întregul context, capitolul 12 la 14, și vă spun încă o dată, în Duhul Sfânt în 1 Corinteni aveți explicația sau un comentariu pe 1 Corinteni, sunt destul de multe pagini de citit, dar se merită, mai ales în atmosfera în care trăim noi astăzi și în frământările care sunt peste tot. Dar în capitolul 12, Pavel începe așa, în ce privește și Cornilescu traduce darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Cuvântul dar este charismata, dar el nu există în textul din greacă. Și tradus corect textul trebuie, în ce privește pe cei duhovnicești, fraților, de ce? Pentru că existau cel puțin 2 aspecte din multele daruri spirituale enumerate în capitolul 12, vorbirea în limbi și prorocia, dar în mod special vorbirea în limbi, era considerată a fi dovada spiritualității nou descoperite prin Iisus Hristos. Și de aceea fenomenul acesta epata în mijlocul lor și Pavel trebuie să vină să corecteze anumite lucruri din practica și din gândirea bisericii din Corint. Și atunci cei duhovnicești se pretindeau a fi cei care vorbeau în limbi și care proroceau. Și vom vedea că Pavel trebuie să-i mustre. De pildă, în capitolul 11, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul lui. Capul bărbatului este Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește având ceva între el și Hristos, relația cu Hristos fiind ruptă, îl necinstește pe Hristos. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește, neîmplinindu-și locul și rolul în familie, cu capul, adică cu bărbatul neacoperit, își necinstește bărbatul ei. Cu alte cuvinte, nu poți intra în lupta spirituală a rugăciunii și prorociei în neascultare de Dumnezeu. Te mănâncă dracu mărunt. Și capitolul 11 deja aduce povestea asta. Capitolul 14, în schimb, vine și spune, dacă cineva crede că este proroc, adică te poți crede a fi proroc și tu nu ești, da? Poți crede că ai un dar spiritual, dar să n-aibă nimic a face cu Duhul lui Dumnezeu. Zice să înțeleagă că ce vă spun el este o poruncă a Domnului și dacă nu înțelege, să nu înțeleagă. Sau dacă nu recunoaște el însuși, nu este recunoscut de către cine? De către Dumnezeu însuși. Deci, cum îmi dovedesc spiritualitatea? Da? Cum îmi dovedesc spiritualitatea? În ce privește pe cei duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. După care, în mod ciudat, Pavel duce toată povestea în perioada dinaintea convertirii lor, când trăiau în religiile păgâne, când practicau ritualurile păgâne și când erau obișnuiți cu lucrurile din păgânism. Versetul 2. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. Cuvântul călăuzit este foarte mild, foarte blând, dar textul practic, cum erați târâți. Cu alte cuvinte, în religiile păgâne intrai în transă și acolo îți pierdeai cunoștința și erai târât în toate ritualurile respective. Ce când erați păgâni, știți de unde veniți? Vă duceați la idolii cei muți, după cum erați târâți într-un fel, în transa prin care... Dar idolii cei muți
nu sunt realități doar tangibile la care ne raportăm prin văzul nostru, ci în spatele lor există realități spirituale, există duhurile dracilor. Țineți minte, Pavel spune în capitolul 10, nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Vreți să-mi tărântăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el? Pentru că cei tari din Corint intrau în templele idolești și când venea preotul ca să închine într-un fel evenimentul Dumnezeului, pentru că toate templele erau restaurantele vremii și n-avea unde celebra de pildă onomastica fiicei tale, a fiului tău sau cu prietenii tăi, dar totul începea cu o jertfă rituală. Și prin jertfa aceea rituală se invoca Dumnezeul sau demonul templului și tu intrai într-o lume spirituală. Și în lumea aceea spirituală deveneai vulnerabil din pricina neascultării tale. Și de aceea Pavel în capitolul 10 zice, nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Suntem noi mai tari dacă întărătăm pe Domnul la gelozie. Cu el avem de lucru. Deci în spatele idolilor cei muți există duhuri care vorbesc, duhuri, dragii mei, care se manifestă, duhuri care au putere asupra omului atunci când intri în sfera lor de autoritate. Și vorbirea în limbi, de pildă, și prorocia era un apanaj al religiilor păgâne din secolul I. David Owen are o carte, Profeția în lumea mediterană a secolului I. Și acolo trece în revistă tot ce se întâmpla. Gândiți-vă doar că practica asta era o practică comună. Te duceai la tot felul de proroci ca să afli viitorul. Și toți credeau în așa ceva. Singurul lucru de care se îndoiau era interpretarea acelor prorocii. Și interpretarea prorocilor era pusă sub semnul întrebării de multe ori. Dar credința în divinitate, într-o lume spirituală, era practic la ordinea zilei pentru oamenii mari și pentru oamenii mici. Și de aceea manifestările acestea duhovnice sau spirituale erau prezente între păgânii din vremea respectivă, în religiile respective. Dar acum, de ce spune Pavel, când erați păgâni, vă duceați la... Pentru că noi venim dintr-o anumită cultură, dintr-o anumită realitate. Faptul că vii și intri în apa botezului nu înseamnă că ai dezbrăcat toate cele, că ari cu tine tot felul de lucruri. Și ai impresia că le poți încreștina, așa cum avem impresia că putem încreștina muzica, dragii mei, și putem încreștina, dar și fără cuvinte, muzica comunică, este un limbaj în ea însăși. La fel, dragii mei, noi putem crede că putem încreștina tot felul de obiceiuri pe care, cu care ne-am obișnuit. Suntem legați de ele. Deci ăsta este contextul cu care pornește Pavel la drum. Dar uitați-vă la versetul 3. Pentru că în versetul 3, versetul 7 și versetul 11, el aduce trei teste esențiale pentru a verifica manifestarea Duhului lui Dumnezeu. Versetul 3. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Versetul 3. Și îl citesc pe Gordon Fee, care este penticostal, are o carte mare despre Duhul Sfânt în Corinteni și în epistolele lui Pavel către Romani. Dar el vine și afirmă vorbirea în limbi, de pildă, este dovada prezenței unui fenomen duhovnicesc. Dar sursa fenomenului nu știe decât prin conținutul acelei vorbiri. Dacă nu înțelegi ce spui, nu știi vâna din care se adapă povestea respectivă. Și dacă citesc versetul 3, de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul, nu zice Iisus să fie anatema. De ce? Pentru că rolul Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Hristos în mod inteligibil pentru zidirea tuturor celorlalți și pentru zidirea ta personală. Duhul lui Dumnezeu ni-L descoperă pe Hristos, ni-L înalță pe Hristos. Dacă viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, Duhul lui Dumnezeu nu poate să-ți dea doar experiențe care să te facă să simți bine, pentru că rolul Lui nu e să te simți tu bine, ci rolul Lui este să-L proslăvească pe Hristos. Și nimeni, dacă vorbește prin Duhul, nu zice Iisus să fie anatema. Nici nu poate zice Iisus este Domnul. Și atunci conținutul vorbirii în limbi
vorbește despre sursa acelui fenomen spiritual, conținutul vorbirii în limbi, și ăsta este primul test, inteligibilitatea. Și pentru asta va lupta Pavel în capitolul 14. Mai bine spun 5 cuvinte înțelese, ca biserica să capete învățătură, descoperire, prorocie și mai departe, decât 10.000 de cuvinte neînțelese. 5 cuvinte înțelese, inteligibilitatea, mai mult. El interzice aceste fenomene în biserică, în public, dacă nu sunt traduse, tălmăcite, ca să... Ori dacă eu vorbesc și eu tălmăcesc, Duhul este destul de înțelept să-mi dea direct tălmăcirea, ca să nu mă scarpin așa și biserica să capete zidire sufletească. Și atunci, practic, prorocia devine elementul esențial în biserică. Și nimeni nu zice Iisus este Domnul decât prin Duhul. Versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Felurite daruri, felurite slujbe, felurite lucrări. Observați, Duh, Domn, Dumnezeu, Triunul Dumnezeu a venit să locuiască în mijlocul bisericii, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, și Triunul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au un singur scop, să zidească biserica, să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Și versetul 7 vine cu al doilea test. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Observați, arătarea Duhului, și foarte frumoasă expresia, manifestarea Duhului, arătarea Duhului, nu vorbește despre un dar. Că dacă vorbesc despre darul Duhului, Duhul este Moș Crăciun. Vine pe horn, lasă darul, pleacă și eu știu și noi ne certăm pe daruri. Da? Dar dacă este arătarea Duhului, atunci nu mă interesează ce îmi dă Duhul, ci Duhul care mi le dă. Și aici este marea frământare. Cum verific sursa? Cum verific sursa? Pentru că Biblia poruncește, cercetați duhurile. Nu orice duh este de la Dumnezeu. Și atunci, ca să verifici sursa, am nevoie de teste. Ori primul test este inteligibilitatea în proslăvirea lui Hristos. Al doilea test, întotdeauna Duhul nu lucrează împotriva lui Hristos, ci conlucrează cu Hristos, aplică lucrarea lui Hristos pentru zidirea bisericii. Și atunci fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Versetul 8. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Tălmăcirea, da? Limbilor. De ce spune Pavel toate acestea? Pentru că el nu poate nega fenomenul de la Rusalii. Nu poate nega fenomenul de la Rusalii. Și atunci el include vorbirea în limbi. Ba mai mult, unde suntem în istorie, în geografie? Suntem în Corint, în secolul I. Canalul Corintic nu exista. Și atunci, imaginați-vă ce se întâmpla. Vineau vapoarele, le descărcau, trăgeau toată marfa pe uscat până pe celălalt mal, încărcau din nou în vase și pe urmă mergeau mai departe în călătorie ca să nu ocolească toată peninsula corintică, Atena. În perioada respectivă, gândiți-vă ce era în Corint. Păi, marinarii veneau din toată lumea, vorbeau toate limbile posibile. Și era un vacarm, era și destrăbălare foarte multă în Corint din pricina asta. Dar cam așa erau lucrurile respective. Ori Pavel vine și spune, în cele spirituale, Duhul dă unuia, altuia, altuia, altuia și înșiră. Este o listă exemplificativă. Trebuie să o coroborăm cu Efeseni, cu Petru, cu Romani, ca să... și nici așa nu ai lista completă a darurilor duhovnicești. Versetul 11 vine cu al treilea test. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Adică cine rămâne șeful? Eu? Nu, el. Dă fiecăruia cum voiește. Pentru că rolul Duhului Sfânt este să aplice lucrarea lui Hristos, să-L proslăvească pe Hristos, ca din împreună cu Hristos Tatăl să fie proslăvit. Și atunci Duhul rămâne agentul, Duhul rămâne
suveranul în toate, dă fiecăruia cum voiește. Dacă repet acum testele pentru verificarea sursei pe care mi le oferă Pavel, este în primul rând slăvește pe Domnul Iisus în mod inteligibil, da? În mod inteligibil. Nimeni, dacă vorbește prin Duhul, nu zice Iisus să fie anatema sau nu poate zică Iisus este Domnul decât prin Duhul. Și atunci conținutul vorbirii în limbi, conținutul manifestării duhovnicești, lucruri despre care naratorul nu ne vorbește absolut nimic în Samuel. Avem doar câteva elemente, de pildă, dacă Samuel era în fața cetei prorocilor, acolo el controla într-un fel ca și agenta lui Dumnezeu, om al lui Dumnezeu, care avea autoritatea lui Dumnezeu. Și fenomenul într-un fel era un fenomen bănuim pozitiv, dar nu putem ști în ce anume consta el. Aici avem mult mai multe detalii. Al doilea principiu, Duhul întotdeauna se arată, se manifestă spre folosul altora. Duhul, dragii mei, nu se manifestă spre folosul meu, deși în capitolul 14 vom vorbi despre asta, ci în primul rând, în comunitate, arătarea Duhului întotdeauna îi vizează pe ceilalți, nu pe mine. Eu dispar acolo, pentru că devin o unealtă, devin un canal pentru arătarea Duhului spre folosul altuia. Și al treilea principiu, el dă fiecăruia după cum voiește. Adică rămâne suveran, rămâne la cârmă Duhului Dumnezeu. Nu pot manipula eu Duhul într-un fel. El este Dumnezeu, eu sunt un simplu vas prin care el lucrează, prin care el se manifestă. Dar acum gândiți-vă, dacă aș lua doar aceste trei teste pe care le scot din text, nu trebuie să le inventez eu, și aș începe să le aplic fenomenelor din jurul meu, foarte multe dintre ele trebuie să le pun deoparte, că nu știu ce să fac cu ele. În primul rând, nu pricep ce se spune, în al doilea rând, toată manifestarea e mult prea egoistă, pentru că nu pe alții vizează, ci doar pe mine mă vizează, și Pavel va duce lucrurile și mai departe în capitolul 14 la sfârșit, dar vom ajunge acolo. Și pe urmă, în ultimă instanță, dacă Duhul rămâne șeful, el întotdeauna îl va proslăvi pe Hristos și va zidi biserica, va conlucra cu Hristos la ducerea mai departe a lucrării pentru care el a murit și a înviat, zidirea bisericii. Nu mai citesc textul din versetul 12 la 27, dar aici Pavel aduce, pentru că în Corint aceste două daruri, vorbirea în limbi și prorocia, singurele de care se ocupă în capitolul 14, au început să excite într-un fel, pe, mai ales pe femeile spirituale din Corint. Și din acest punct de vedere, el vine și zice, hei, nu alergați toți după un singur dar, pentru că trupul are multe mădulare. Și versetele 12 la 27 vorbește despre complexitatea trupului. Ochiul, urechea, nasul, mâna, piciorul, toate și-au rolul lor. Și sub ascultarea capului, în cazul acesta, Duhul este capul sau Hristos prin Duhul care locuiește în noi, toate mădularele conlucrează spre zidirea trupului, spre sănătatea trupului lui Hristos. Dar apoi urmează versetele 28 la 31. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Notați, întâi, al doilea, al treilea, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbiri în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni? Boel, răspunsul evident, nu. Pentru că el a dat unuia, altuia, așa am citit. Versetul 6, da? Versetul 7, versetul 8, da? Nu sunt toți. Dar versetul 30. Toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Nu. Răspunsul evident în lumina contextului este nu. Dacă toți ar face treaba asta, unde ar fi trupul? Unde ar fi diversitatea în trup? Și urmează versetul 31. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Traducerea Cornilescu. Umblați după darurile cele mai bune. Ca să fie adevărată acest sfat al lui Pavel, trebuie să înșir darurile
și să-L caut pe cel mai bun sau să le căutăm pe cele mai bune și să ne străduim. Umblați dar după ele. Umblați dar după darurile cele mai bune. Dar dacă mi-a spus în versetul 28, El a dat mai întâi, al doilea, al treilea, apoi, și v-aș pune o întrebare simplă. Care sunt darurile cele mai bune? N-ar putea ca tocmai asta să vrea Pavel să scoată în evidență. Sunt unele daruri care zidesc pe alții, respectiv prorocia, apostolia, învățătura. Sunt alte daruri care te zidesc pe tine, vorbirea limbi. De exemplu, sau darurile miraculoase într-un fel. Și atunci să vrea să scoată în evidență faptul că darurile neapărat necesare pentru zidirea bisericii sunt 1, 2, 3, care nu trebuie să lipsească, și celelalte sunt opționale, probabil. Adică poate să nu fie tămăduire, poate să nu fie vorbire în limbi și totul să crești spiritual. Și atunci eu aș merge pe ideea darurile cele mai bune. Dar dacă... justifica într-un fel... Dar dacă, Radu, dar dacă arătarea Duhului se dă spre folosul altora și Duhul care dă fiecăruia cum voiește, socotește important un dar al minunilor, al cunoștinței, al înțelepciunii, al tămăduirilor, al vorbirii în limbi, al tălmăcirii, dacă Duhul socotește, n-are El libertatea să facă lucrul acesta? Ba da, dar în momentul în care observăm și în practica noastră că sunt daruri mai rare, asta miraculoasă. Dar toate, toate, inclusiv darul vorbirii în limbi, folosit în biserică și tălmăcit, devine un dar al prorociei. Da, și este un dar cel mai bun. Și este unul dintre darurile care manifestă realmente Duhul lui Dumnezeu, pentru că arătarea Duhului este spre folosul altuia. Dar dacă mă uit doar la înșiruirea de aici, tendința ar fi să zic, ops, mai întâi, apoi, al doilea, al treilea, apoi, face el o listă a ierarhiei darurilor duhovnicești? Nu cred. Pentru că arătarea Duhului sub orice formă ar trebui să ducă la zidirea trupului lui Hristos. Ar trebui să fie spre folosul altuia. Da, dar în Corinteni problema sau contextul era alergarea lor după, sau focalizarea lor pe darurile miraculoase. Și atunci a neglijat celelalte daruri și din cauza asta era acest haos spiritual la el. Și așa este și asta era o problemă în Corint. Dar și darurile miraculoase la locul lor, folosite de Dumnezeu, că El este liber să le folosească, se pot încadra în darurile cele mai bune, într-un fel, pentru că tot ce face Duhul lui Dumnezeu, adică dacă nu e un duh străin la mijloc, tot ce face Duhul lui Dumnezeu nu poate fi rău, nu poate fi în detrimentul trupului lui Hristos, ci trebuie să fie pentru zidirea trupului lui Hristos. Și atunci nu știu dacă eu îmi pot permite să elimin o serie de daruri și să migrez doar spre celelalte. În capitolul 14, tensiunea pe care Pavel o creează între prorocie și vorbirea în limbi, pentru că astea erau elementele după care alergau corintenii. Dar, cum ar fi să citesc textul așa? Oare toți cei care pretind că sunt cu adevărat? Spuneți-mi, în contextul corintian, îmi permite ceva din context să formulez în felul ăsta întrebarea, pentru că textul spune oare toți sunt proroci, oare toți sunt și știind ce se întâmplă acolo în Corint, nu mi-este foarte greu să simt un pic ironia lui Pavel și să simt, să traduc textul așa, oare toți cei care pretind că sunt cu adevărat? Îmi permite ceva din contextul corintian să gândesc textul în felul acesta? Dați-mi voie să vă aduc doar două texte. Citiți capitolul 14 până la capăt. Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă spun eu este o poruncă a Domnului. Și pe urmă spune, shut up! Femeia se tacă în adunare. Nu îi dau voie să ia cuvântul, da? Și atunci, cui vorbește Pavel? Unor pretinse prorocițe din Corint, care pretindeau că sunt, își manifestau într-un fel toată povestea asta și Pavel le reduce la tăcere și spune să tacă în adunare. Dacă crede cineva că este proroc, da? Dacă crede cineva,
Dar să nu mă duc mai departe decât capitolul 11 din 2 Corinteni, unde până și diavolul și îngerii lui se prefac în îngeri de lumină și vorbește despre proroci mincinoși, învățători mincinoși. Dragii mei, biserica era plină, poporul lui Dumnezeu a fost întotdeauna plin. Lângă fiecare proroc bun aveai 25 de proroci răi, falși, mincinoși, care se pretindeau. Când am vorbit despre așa vorbește Domnul, dragii mei, nu-i foarte greu să repeți cuvintele acestea. Dar dacă ai curajul să rostești aceste cuvinte și nu vorbești din partea lui Dumnezeu, ești sub pedeapsa lui Dumnezeu. Prorocia nu se deprinde, nu se învață, dragii mei. Mai poți și greși, mai poate fi și bine. Nu, nu, trebuie omorât cu pietre în lumina Scripturii. Nu poți să-ți bagi joc de Dumnezeu. Și de aceea cred eu că atunci când am vorbit despre formula profetică, uitați-vă în zilele noastre, câți oameni își permit lucrul acesta? Câți oameni? Ori te uiți de pildă la prorocii lui Dumnezeu, vine omul lui Dumnezeu în capitolul 2, se uită în ochii lui Eli și spune, într-o zi vor muri amândoi prunci ai tăi. El nu vine cu povești de astea care se potrivească la toată lumea. Când Samuel vorbește, zice, te vei duce acolo și vei întâlni asta, vei auzi asta, vei primi asta, ți se va întâmpla asta. Și în aceea zi se întâmplă toate. Dragii mei, Dumnezeu care este Alfa și Omega, nu trebuie să vorbească în generalități, ci Dumnezeu poate să pune degetul pe rană. Și atunci, când te gândești la biserica din Corint, fie că ești în 1, fie că în 2 Corinteni, abundă falsul. Întrebarea este de ce? Pentru că abundă păcatul. Și unde abundă păcatul, ușile sunt larg deschise pentru duhurile străine. Da? Larg deschise pentru duhurile străine. Umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Observați, am tăiat peste superlativ cele mai bune și voi arăta o cale mai bună. Urmați după darurile cele bune sau mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și aici vine textul din Corinteni. Dar strict vorbind, meizona, da, este comparativul adjectivului megas, mare. Megistos ar fi cele mai bune. Și el folosește meizona, comparativul. Ce compară în textul nostru? Pe cele bune cu cele rele. Pe cele bune cu cele false. Dar am vreo dovadă să gândesc în felul acesta și să zic că în biserica din Corint au fost importate o mulțime de lucruri din religiile păgâne și se băteau cu pumnul în piept cu spiritualitatea lor? O, cu siguranță că am. În primul rând, uitați-vă cum e construit blocul nostru de text. Am capitolul 12, daruri, capitolul 14, daruri și am unic, dragostea, la mijloc. Vă voi arăta o cale nespus mai bună și urmează capitolul 13. Dar ce îmi spune capitolul 13? Că un dar duhovnicesc este un vas. Pe nimeni nu interesează vasul, indiferent că e cât un butoi sau un degetar. Pe toți interesează conținutul vasului. Și atunci conținutul vasului trebuie verificat, nu vasul. Vasul este un dar, e un canal, e un instrument. Dar conținutul, nu la întâmplare, Cornilescu traduce cu arătarea Duhului, nu cu darul Duhului. Pentru că arătarea Duhului aduce pe Duhul care este conținutul din vas. Arătarea Duhului se dă spre folos. Cum se recinvează Duhul? Cum pot cerceta duhurile? Cum pot să deosebesc duhurile mincinoase de cele adevărate? Pentru că dacă n-aș avea porunca aceasta expresă în Noul Testament, atunci aș putea să mă deschid pentru orice fenomen duhovnicesc sau spiritual. Și de aceea, capitolul 13, practic, icul acesta vine și tălmăcește și dă cheia întregului context. Dar toată cartea Corinteni este scrisă în felul acesta. Veți vedea în Duhul Sfânt în 1 Corinteni. În toate blocurile de text există curvie, judecăți, curvie. Ce caută judecățile acolo? De ce nu scoate afară Pavel să lase să curgă textul? Pentru că icurile respective sunt cheia. Te împiedici în ele, că altfel treceri pe deprin carte. Și asta îți descuie, îți tălmăcește într-un fel textul. Acum uitați-vă ce îmi spune doar în primele trei versete din 1 Corinteni. Chiar dacă aș ști, chiar dacă aș vorbi în omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste,
Am un vas din care lipsește ceva, da? Vasul este, wow, ți-a ochii, limbă omenești și îngerești. Pentru că asta auzim. Dom'le, bolborosim tot felul de lucruri neînțelese, nici eu, nici alții nu le pricep, dar sunt limbi îngerești. Hai să fim serioși. Da? Nu este nicio limbă fără sunete înțelese. Îmi spune Pavel, negru pe alb, în capitolul 14. Nicio limbă fără sunete înțelese. Eu niciodată nu l-am văzut pe Dumnezeu trimițându-și vreun mesager în Vechiul Testament cu tălmaci. Ca să vorbească ceva îngerește și cineva să-i traducă. Niciodată. Gavrile, vorbește-i. Și Gavril știe limba lui Daniel. Fără probleme. Cei trei îngeri știu limba lui Avram și vorbesc cu el în mod deschis și mănâncă lângă el. Și când ajunge la Lot, cei doi îngeri vorbesc limba lui Lot fără niciun fel de probleme, dragii mei. Fără niciun fel de... Nicăieri în Vechiul Testament eu nu găsesc pe Dumnezeu trimițând pe oameni ca să vorbească invers. Nu, nu, el vorbește direct oamenilor. Dacă găsiți vreun exemplu, spuneți-mi-l și mie, eu nu l-am găsit. Și atunci, aici am o vorbire, și asta era una din problemele din Corint, din care lipsește ceva. Ce lipsește? Duhul lui Dumnezeu. Dar atunci, ce fel de vorbire este asta? Ce duh este în spatele ei? Pentru că textul vine și spune, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și textul merge mai departe și îmi spune cât de goale poate să ne fie ritualurile care iau ochii tuturor, versetul 2. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Cum adică toate astea pot fi făcute fără Duhul lui Dumnezeu? Citiți 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Citiți Apocalipsa, dragii mei. Citiți capitolul 13 din Apocalipsa și vedeți minunile incredibile pe care le fac duhurile străine. Minunile incredibile. Și atunci ce îmi spune textul? Băgați bine de seamă, arătarea Duhului trebuie să fie cu legitimarea specifică a Duhului Sfânt. Și Duhul se legitimează prin darurile Duhului, nu prin roada Duhului, nu prin darurile Duhului. Și de aceea este pomenită dragostea, dragostea, dragostea. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât nu s-a iubit pe sine, dragii mei, ci ne-a iubit pe noi, l-a dat pe Fiul Său. Era pe cruce în Hristos, s-a dăruit. Cum poate arătarea Duhului să meargă împotriva naturii, numelui lui Dumnezeu, a inimii lui Dumnezeu, a inimii lui Dumnezeu? Și textul continuă. Și chiar... Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dar mă întreb, de fiecare dată spune, n-aș avea dragoste, n-aș avea dragoste, n-aș avea dragoste. Dom'le, ceva lipsește. Vasul este superb. Ia ochii tuturor. Vorbesc în limbi omenești și îngerești, am darul prorociei, am cunoscut toate tainele, toată știința, toată credința, mut munții. Îmi împar toată averea ca hrană săracilor, îmi dau trupul să fie ars. Gol, pustiu. Cine se manifestă în felul acesta prin mine? Cine? Well, vă las pe voi, dar textul îmi spune foarte clar. Arătarea Duhului este cheia. Ori Duhul este dragoste, bucurie, pace. Roada Duhului este manifestarea Lui. Darurile duhovnicești sunt vase de diverse mărimi și forme care poartă în mod invariabil, dacă sunt pline de Duhul Sfânt, dacă izvorul este curat, poartă roada Duhului. Pentru că Duhul se legitimează prin roada Lui. Toate darurile pot fi contrafăcute. Dovadă sunt primele trei versete din 1 Corinteni, în capitolul 13. Darurile Duhului nu pot fi contrafăcute. Diavolul nu poate imita darurile Duhului, da? Roada Duhului nu poate imita. Și de aceea Duhul se legitimează prin roada Lui. 1 Corinteni 14. 12 daruri, 14 folosirea lor, 13 cheia, dragostea.
Dar uitați-vă cum începe Pavel, după ce ne-a spus, dar acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. De ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Celelalte vor pieri, se vor termina. Avem nevoie acum și aici de ele. Dar va veni vremea când toate acestea dispar. Și rămâne doar esența, rămâne arvuna aceea care crește în moștenirea din noi. Acum avem doar arvuna Duhului Sfânt, dar într-o bună zi vom gusta pe deplin această bucurie a părtășiei neobturate, deschise, libere cu Dumnezeu Tatăl. Ne vom întoarce în prezența Lui în Eden. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile. Umblați pe calea dragostei, da? Cam așa am putea traduce. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul El spune taine. Bun, dar dacă vorbesc lui Dumnezeu, ce-i spun lui Dumnezeu? Ce ar trebui să-i spun lui Dumnezeu? Dacă vorbesc prin Duhul. Și dacă rolul Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Hristos și nimeni, dacă vorbește prin Duhul, nu poate zice Iisus să fie anatema. Nimeni nu zice Iisus este Domnul decât prin Duhul. Și atunci, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, vorbește lui Dumnezeu. Cu Duhul spune taine. Dar oare eu care vorbesc și spun taine și nu pricep ce spun, sunt sigur că nu zic Iisus să fie anatema? Păi nu sunt sigur, că n-am test pentru toată povestea asta. Și atunci, cum verific toate? A, mă simt bine. Da? Spuneți-mi, bețivii nu se simt bine, curvarii nu se simt bine. Faptul că mă simt bine este un criteriu, într-un fel? Nu, Pavel nu îmi dă un astfel de criteriu. El îmi spune, se zidește pe sine însuși. Dar ca să mă zidesc pe mine, trebuie să mă zidesc pe mine pe Hristos, în Hristos, pe această temelie. Cu alte cuvinte, viața veșnică este să-L cunosc pe El. Și atunci Duhul ar trebui să mi-L descopere pe El în mod plenar sau din ce în ce mai mult. Versetul 3. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Duhul se arată spre folosul altora, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește sufletește biserica. Biserica. Și dați-mi voi să sar în versetul 18. Ce face Pavel până în 18? El vine și pledează pentru inteligibilitatea manifestărilor în comunitate. Și de aceea vine și spune, eu vorbesc în altă limbă mai mult decât voi toți. Nu știu câte limbi vorbea el. Dar, zice, în biserică mai bine spun 5 cuvinte înțelese, 10.000 de cuvinte neînțelese. Și dacă sunt oameni care vorbesc o altă limbă și nu-i cine să traducă, se tacă să-și vorbească sieș. Da? Să stea să-și vorbească sieș, el cu Dumnezeu, dar în biserică, gândește-te la fratele tău, Duhul se arată prin tine spre folosul altuia. Și versetul 18, și Pavel spune, nimic din lumea asta n-are sunete neînțelese, nici alăuta, nici chimvalul, nici trâmbița. Cine s-a pregătit pentru luptă? Deci nu este nicio limbă fără sunete înțelese. Nicio limbă fără sunete înțelese. Nu te lăuda că sunt îngerești, că îngerii vorbesc pe înțelesul tuturor ce cu care vorbesc. Îngerii n-au nevoie de tălmaci. Și atunci, povestea asta mi se pare că este așa o... Dar versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică vreau mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate. Fiți prunci, iar aici, la minte fiți oameni mari. Aici pare să-i se termine răbdarea lui Pavel, ce... Nu fiți copii la minte, la răutate fiți prunci, la minte fiți oameni mari. Și apoi urmează un citat din Vechiul Testament. Legea este scris, voi vorbi în rodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Și întrebarea este, de ce aduce Pavel acest citat din Isaia, capitolul 28? Și ce trebuie să fac cu el?
cum să înțeleg ceea ce urmează în lumina citatului. Când Pavel citează, în primul rând trebuie să verific dacă nu cumva a scos textul din context și nu l-a stâlcit. Și trebuie să mă întorc înapoi în contextul vechi testamentar și să analizez citatul în contextul lui. Și apoi, dacă el a citat corect, trebuie să existe o paralelă între contextul vechi testamentar și contextul corintean. O paralelă pe care să o putem distinge, să o putem arăta și alții să o poată înțelege. Dacă astea două lucruri nu se întâmplă, probabil că trebuie toate puse la o parte. Dar dacă mă gândesc la pericolul, la pericolul copiei spirituale, acolo, dragii mei, demonii își pot face și dururile străine foarte ușor loc. Mai ales când copilăria este dublată de păcate, atunci căderea este inevitabilă, într-un fel. Uitați-vă la paralele dintre cele două texte, versetul 21 și Isaia 28, versetele 11 și sfârșitul lui 12. Ce face Pavel? Are prorocia lui Isaia, 66 de capitole, și are epistola către Corinteni. Și el vede o situație paralelă în vremea lui Isaia, sau despre care vorbește Isaia, și situația cărei se adresează în biserica din Corint. Și dacă această paralelă poate fi observată și demonstrată, atunci el citează corect și dacă el nu strică contextul vechi testamentar. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o punte între cartea lui Isaia și cartea Corinteni. În 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 21, în contextul cărții. Dacă îl pun în contextul cărții, ăsta este cartea 1 Corinteni. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Miezul cărții este capitolul 10, primele 13 versete. Ce se face Pavel aici? Aduce toată generația care a ieșit din Egipt înaintea lor. Fraților, știți că părinții noștri, toți au trecut, toți au mâncat, toți și totuși, toți au pierit în pustie. Toți au pierit în pustie. Și zice, băgați bine de seamă să nu fiți nimiciți, pentru că ei au fost nimiciți de nimicitorul. Și aici este miezul textului. Dar ce anume îl face el? Care-i cauza care aduce lucrurile la acest deznodământ? Uitați aici. Primele patru capitole, dezbinări, capitolul 5, curvie, capitolul 6, judecăți, capitolul 7, familii în derivă, capitolul 8, dragii mei, și 9, libertate prost înțeleasă și aș putea să continui în jos, capitolul 10, cina Domnului, paharul dracilor în loc de paharul Domnului, 11, femei nesupuse, 12, 14, daruri spirituale prost înțelese, 15, nu credeau în înviere. Wow! Păi imaginați-vă dacă astea toate sunt adevărate și Pavel le scrie. Imaginați-vă cât de tare este crăpată ușa pentru duhurile străine. Și de aceea spune, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Acum, textul nostru, unde să-l pun? În soluția pe care Pavel o aduce. Și soluția lui este, nu va ajuns nicio ispită care să nu fost potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, să puteți răbda. Care e mijlocul? Hristos capul. Ne apropiem la cina Domnului. Hristos trupul, mai ales relațiile de familie. Hristos trupul, biserica la cina Domnului, resursele lui Dumnezeu prin arătarea Duhului și pe urmă puterea învierii care lucrează în noi, soluția lui Dumnezeu. Deci, textul în care suntem, dacă este corect înțeles, ar trebui să fie parte din soluția pe care Pavel o oferă bisericii. Dar acum să mă duc în contextul imediat. Contextul imediat, observați, am 12, 14 și 13 este icul și capitolul 14 trebuie înțeles în lumina capitolului 13, în lumina dragostei, fără de care darul sau vasul este gol, plin de arătarea unui duh străin, nu de arătarea lui Dumnezeu. Poți avea cele mai mari daruri, poți să-ți dai trupul să fie ars, darul generozității, afacerii de bine, dar fără dragoste, la ce te ajută? La absolut nimic. Dar hai să ne întoarcem în primul rând să analizăm contextul din Isaia. Dacă aveți vreo întrebare, mă puteți opri? Partea complicată vine acum. Pofti. Treabă, referitor la nimeni nu spune Iisus este Domnul decât prin Duhul lui Dumnezeu, dar unii pot să se auto-înșele sau să se mintă, sau să mintă,
declarându-L pe Iisus Hristos ca Domn. Puteți, vă rog, să poposiți un pic mai adânc în ce sens nimeni nu poate spune? Foarte bună întrebare, știind, Claudia. Știind pe baza liberului arbitru că ne încredem în Domnul cu conștiința, rațiunea, nu doar cu credința. Orice bețiv, dacă îl oprești pe stradă și îi spui, zi după mine, Iisus este Domnul, chiar dacă se împleticește limba în gură, poate să spună liniștit. Copiii, curvarii, oricine poate să spună cuvintele. Ce vrea să spună Pavel? Pavel spune, dacă realmente prin Duhul spui Iisus este Domnul, înseamnă că gura trage după ea și trupul, și trăirea, vorbele. Și atunci a spune că Iisus este Domnul. Uitați-vă cum începe viața creștină. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Și atunci eu nu pot dezlega vorbele de trăire. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Când începe Duhul lui Dumnezeu lucrarea în noi, o începe prin înnoirea în Duhul minții mele. Dacă l-am negat pe Hristos, am fugit de Hristos, dacă l-am blestemat pe Hristos, câtă vreme am fost nepocăit, în momentul întâlnirii mele pe Hristos și în mărturisirii Lui ca Domn, se face o stânga împrejur. Și în momentul acela, legea Duhului de viață îmi dă putere ca să trăiesc în ascultare de Hristos. Porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci nimeni nu poate spune prin Duhul. Dacă zic nimeni nu poate spune că Iisus este Domnul, nu e adevărat. Oricine poate spune că Iisus este Domnul. Dar dacă o spui prin Duhul, Duhul proslăvindu-L pe Hristos, Duhul, dragii mei, te călăuzește la ascultare de Hristos. Și atunci, eu cred că Pavel la asta se referă. Pentru că vorbele le putem învăța, dar viața nu ne-o putem schimba. Acolo e nevoie de o putere din afară care să vină să... Uite-te numai în Romani 7, de la 14 la 24, când vrei să faci binele și nu ai putere să-l faci, lași mâinile jos și zici, o, nenorocitul de mine, răspunsul este mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. În ce sens? Acolo e spălat de păcat, diavolul este biruit, Duhul lui Dumnezeu își reaprinde motoarele în noi și ne ajută să trăim în ascultare de Hristos. Și Pavel mai are o întrebare. A proroci este tot una cu a predica? A proroci în textul nostru este cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Și când Pavel spune, mai bine spun 5 cuvinte, ca biserica să capete învățătură, descoperire, prorocie, da? Și atunci toate aceste elemente care duc la edificarea, la zidirea trupului lui Hristos. Și dacă vă uitați în general în Biblie, foarte puține din prorocii sunt preziceri, sunt vestirea viitorului. Ați văzut în Vechiul Testament, rolul prorocului era să determine decizii prezente de reîntoarcerea în prezența lui Dumnezeu. El avea îndesagă viitorul în ambele direcții, dar nu era spus doar ca să satisfacă curiozitatea cuiva, ci ca să înduplece pe cel care auzea o prorocie să se întoarcă în legământ cu Dumnezeu. Ăsta era rolul prorocului. Atunci îl aducea, atunci îl chema Dumnezeu pe scenă. De ce omului Dumnezeu în Samuel rostește verdictul asupra lui Eli, dar nu-l omoară? Să-i dea vreme de pocăință. Dumnezeu spune, vei muri ca să nu mori, ca să te trezești, ca să te pocăiești. Dar el nu mai face. De ce? Pentru că amânarea, dragii mei, duce la împietrire. Și împietrirea nu-ți mai dă posibilitatea să te mai pocăiești. Dar dacă iau doar versetul 3, atunci, în contextul acesta și în ceea ce urmează în capitolul 14, de acolo aș lua zidire sufletească a bisericii. Asta trebuie să aducă prorocia. Vom avea un pic mai încolo un text, versetele 23-25 din capitolul 14 și voi reveni la întrebarea asta, Pavel. Haideți să plonjăm un pic în contextul din Isaia, capitolul 28. Asta este cartea Isaia. Să fac repede, să fac cunoștință cu ea. În primele 6 capitole este o introducere și ultimele capitole o încheiere, 66 de capitole. Isaia are două părți, are un culoar istoric cu doi împărați, Ahaz și Ezechia, și are un culoar profetic,
Da? În culoarul istoric mi se descoperă inima omului, în culoarul profetic mi se descoperă inima lui Dumnezeu. Acum, oracolele profetice într-o carte sunt adunate în fusuri profetice. Și am câteva fusuri profetice. Am 735 în scăunarea lui Ahaz, am 715 în scăunarea lui Ezechia, am 711 coaliția militară pe care Ezechia o pornește împotriva cuvântului Dumnezeu, am 701 încercuirea Ierusalimului. Și aici, dragii mei, Isaia întoarce spatele istoriei și sare 150 de ani înainte în istorie și începe să vorbească despre viitor. Și viitorul este imediat, întoarcerea din robia babiloniană, și este 39, viitorul mesianic, da? Suntem în jurul anului 750 înainte de Hristos și mai avem 750 de ani până la venirea lui Mesia și pe urmă profeția lunecă până în Escaton. Și am trei fusuri profetice mari în care se adună oracole de acolo. Acum, textul nostru se ancorează în fusul profetic din 711. Ce s-a întâmplat? Ahaz este rău. Ezechia, fiul lui, vine la 25 de ani pe tron, dar este ucenicizat de Isaia. Isaia povestește cu el, merge și el întoarce spatele politicii tatălui său, Ezechia, și se întoarce la Domnul și n-a mai fost bucurie de pe vremea lui David și a lui când ei sărbătoresc Paștele. Dar cum puterea se urcă la cap, uitați-vă la Saul, nu trebuie să vorbesc de altcineva decât ce se întâmplă cu Saul și cum se degradează când puterea îi se urcă la cap, asta se întâmplă cu Ezechia. Și el se răzvrătește împotriva împăratului Asiriei, se plătea bir greu atunci, dragii mei, și organizează o coaliție militară și dacă unul din împărați n-a vrut să vină, îl ia și îl bagă în pușcărie. Și în 701 Senaherib se pornește împotriva lor. Dar aici Isaia îl întâmpină pe Ezechia și pe mai mari lui și începe să rostească vaiurile, adică iminența pedepsei care va veni în 701 peste ei. Vaiurile lui Dumnezeu, este o serie întreagă de vaiete profetice care vin asupra lui. Ce a făcut Ezechia? Pe lângă faptul că și-a săpat tunelul lui Ezechia ca să facă armatele să moară de sete, pentru că izvorul Gihon l-a dus în cetate, în scăldătoarea Siloamului, pe lângă asta, el trimite o delegație în Egipt cu toate darurile și bogățiile ca să aranjeze o coaliție militară cu egiptenii. Dacă atacă sirieni, egiptenii să vină în ajutorul lor. Și tocmai s-a întors, cei trimiși lui Ezechia s-au întors cu toate hârtiile semnate. Și Ezechia dă un banchet. Dragii mei, dă un banchet, vinul curge, oamenii beau, sunt mai mari lui Iuda și Isaia, fără să bate la ușă, intră între ei. Erau beți, vărsături, erau pe jos, erau vai de capul lor. Și Isaia intră între ei și începe să le vorbească și ăștia încep să-și bată joc de el, da? Să-și bate joc de Isaia. Și atunci Isaia rostește verdictul asupra lor. Dar deci ăsta este contextul din care împrumută Pavel. Și dacă mă gândesc strict la capitolele 28 la 35, aici sunt seria de vaiuri profetice rostite împotriva mai marilor lui Iuda și împotriva celor necredincioși din Iuda, răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, profetul opera cu trei tipuri de oracole. Judecata, pedeapsa și totuși mântuire. Și dacă mă gândesc, am acțiunea judiciară, aici o sală de judecată. Cum începe Isaia? Vine cerul și pământul martorii lui Dumnezeu și îl rostește verdictul asupra poporului său. Vaietele profetice anunță iminența pedepsei. Dar în mod ciudat, peste tot avem lumina, mântuirea, promisiunile. Și ăsta este un paradox în literatura profetică, pentru că nu înțelegem cum se poate, după ce vinovăția este dovedită, Dumnezeu să vorbească totuși de mântuire, deși pedeapsa este inevitabilă. Cum se poate? Care-i taina? Și aici Isaia 63, crucea Domnului Iisus Hristos. Dar să vedem care este contextul imediat. Primele patru versete. Amenințarea cu pedeapsa. 5:6. Promisiunea mântuirii. Observați, pedeapsă și totuși mântuire. Pedeapsă și totuși mântuire.
Când s-a întâmplat lucrul acesta? Mă mut un pic mai încolo, în următorul fus profetic, 701. A venit împăratul asirian, a măturat dinspre nord 46 de cetăți. Da? Prisma lui Senaherib descrie toată povestea asta și este păstrată, dragii mei. Și a încercuit Ierusalimul. Și în momentul acela Rabșache vine și aruncă o cară asupra lui Israel și îl ia pe Jehova și îl aduce între ceilalți Dumnezei, între Dumnezeu și celelalte popoare. Ezechia vine cu scrisoarea și o pune în templu înaintea Domnului. Și de data aceasta Dumnezeu este cel provocat. Exact ca și atunci când chivotul este dus în casa lui Dagon în 1 Samuel. În momentul acela Dumnezeu învie. Pe câmpul de luptă este ca și cum n-ar fi fost acolo. Dar în casa lui Dagon începe să arate puterea, că nu mai știu ce să facă filistenii, până trimit chivotul. Așa s-a întâmplat și aici. Într-o singură noapte, 185 de mii din oștenii lui Senaherib se scoală morți, Senaherib își strânge armata și pleacă acasă și este asasinat de fiii lui. Și atunci observați, am pedeapsa aici, 46 de cetăți. Dar am și intervenția lui Dumnezeu și mântuirea. Întrebarea este, de ce a intervenit Dumnezeu? Și atunci, încă de la început, ați văzut primele patru versete, este pedeapsă, dar versetele 5 și 6 este intervenția lui Dumnezeu de dragul poporului său. De ce? Pentru că profetul lui Dumnezeu era obligat să rostească și pedeapsa, dar și inima lui Dumnezeu, promisiunea. Am și binecuvântare, am și blestemul acolo. Uitați-vă la textul nostru acum. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim. Nu uitați, delegația s-a întors din Egipt, hârtiile erau semnate, coaliția era perfectată și banchetul era pe sfârșit. Beț, criță. Și acum vine Isaia, se oprește în ușă, zice, vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim. Care este strălucirea podoabei sale pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată? Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari și voie de ape, care o doboară cu putere la pământ. Când au venit armatele asiriene, ca un puhoi de ape multe, au măturat totul, dragii mei, până în jurul Ierusalimului. Totul. Ezechia a rămas închis ca o pasăre în colivie. Versetul 3. Va fi călcat în picioare cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim și floarea veștejită care este strălucirea podoabei ei pe culmea văii mănoase. Va fi ca o smochină timpurie care se vede înainte de culesul roadelor și pe care abia o iei în mână și îndată o și înghiți. În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului. Observați promisiunea, lumina a apărut. În ziua aceea, de ce intervenția lui Dumnezeu cu cei 185.000 de soldați morți a fost o minune, o intervenție directă a lui Dumnezeu? Sau, duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată și o putere pentru cei ce dau pe vrășmaș înapoi până la porțile lui. Versetele 7 la 10, vinovăție și pedeapsă. Versetele 12 la 13 este răspunsul sfidător al mai marilor lui Iuda. Dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari. Ăștia erau la banchet, chemați de Ezechia, mai marii lui Iuda. Sunt stăpâniți de vin, au amețel din pricina băuturilor tari. Se clatină când prorocesc, se potignesc când judecă. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. Ei zic, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând? Luați de la țâță? Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ei bine. Prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnului. Asta este citatul. Când intră înăuntru Isaia și începe să vorbească, ăștia erau beți. Da, beți. Și
Se uită la Isaia. Măi, Isaia, cine crezi că suntem noi? Nici prunci luați, dar noi suntem mai mari lui Iuda. Ce tot bla, 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 bla. Am așa se traduce textul. Învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste... puțin aici, puțin acolo. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și o vorbire, va vorbi Dumnezeu poporul acestuia. El îi zicea, iată odihnă, lăsați pe cel osteniți să se odihnească, iată locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Isaia a venit și le-a spus, nu vă răzemați pe trastea frântă a Egiptului, o să vă stăpungă mâna. Încredeți-vă în Domnul, da? Încredeți-vă în Domnul, iată odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Și pentru ei cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură. Va fi bla, 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 bla. Nu o să priceapă nimica. Dar nu le va folosi la nimica. Și atunci, ăsta este textul pe care îl aduce. Puțin aici, puțin, puțin acolo. Acolo, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși. Da. Acum, citatul este acesta. Ei bine... prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. Și sfârșitul versetul 12 și nici așa nu vor asculta. Și atunci întrebarea este, vorbirea asta în limbi cu buze bâlbâitoare în contextul din Isaia, cum s-o înțeleg? Ce îmi spune? Și aici trebuie să mă ajutați. Pentru că dacă mă gândesc, cine sunt cei care vorbesc în limbi din Isaia, ce mi-ați răspunde? Dușmanii. Sunt asirienii, oștile lor, care adunau mercenari de prin toate țările din care se plătea bine și de aceea în oaste erau oameni din toate limbile. Nimic nu pricepeau iudeii, pentru că veneau oameni exact ca și în ziua cinzecimii, doar că fiecare vorbea în limba lui, nu lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, pe limba lor, ci fiecare vorbea în limba lui și nimeni nu înțelegea nimica. Și atunci vorbirea în limbi nu cumva este dovada prezenței dușmanului în mijlocul unui popor al lui Dumnezeu răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, în neascultare de Dumnezeu? Am interpretat corect textul sau am greșit interpretarea lui? De unde venea vorbirea aceasta în limbi? Vorbirea în limbi venea de la muma lor, pentru că ei au crescut cu ea, numai că erau străini și pentru iudei era o limbă străină. Nu pricepeau nimic de aia. Nu cred că era vorba de un fenomen duhovnicesc, ci era vorba de o vorbire a unor oameni străini care n-aveau nimic cu Iuda, pe care Dumnezeu i-a adus împotriva unui popor răzvrătit. Și atunci vorbirea în limbi era într-un fel un semn al pedepsei lui Dumnezeu, al prezenței dușmanului în mijlocul unui popor răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar acum toată povestea asta s-a întâmplat aici. În 701, când au venit oștile asiriene și au ajuns în jurul Ierusalimului, Rabșache vorbea probabil limba lor, întotdeauna avea oameni care să comunice, dar mercenarii din oștile asiriene vorbeau tot felul de limbi. Și toți aceștia au trecut prin sabie toată țara lui Israel, doar Ierusalimul a rămas ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o colibă în vie, spune Isaia la început. Din perspectiva asta este scrisă introducerea cărții Isaia. Dar haideți să analizăm puțin problema lui Iuda, ca Dumnezeu să aducă astfel de pedeapsă împotriva lor, tripla vinovăție a lui Iuda. În primul rând, înstrăinarea inimii lor de Dumnezeu. În al doilea rând, au coborât în Egipt după ajutor și Dumnezeu le poruncește niciodată să nu vă mai întoarceți în Egipt. E o poruncă clară din partea Dumnezeu. Au călcat porunca lui Dumnezeu, s-au întors în Egipt. Iar acum când Dumnezeu trimite și Isaia vorbește deja de o bună vreme, când vine Isaia la ei, zice, măi, ce tot bla, 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 bla. Suntem noi niște copii înțărcați de la țâță, beți cu vărsături pe mese, dragii mei, și acolo erau preoți, proroci, împărat, domni, toți, da? Toți, mai mari lui Iuda. Trei capete de acuzare. În primul rând, inima înstrăinată de Dumnezeu. În al doilea rând, în neascultare de Dumnezeu. În loc să se reazănă pe ei, s-au dus în Egipt după ajutor. Și în al treilea rând, și-au bătut joc de trimisul lui Dumnezeu. Și-au bătut joc de trimisul lui Dumnezeu. Ne mirăm oare de vaetele profetice care curg din capitolul 18 la 25 sau 20... Da, hai să vedem, 25 la 35, 28. Cred că...
Aici 28:1. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim. Vai de Ariel. Leul lui Dumnezeu, de Ariel, cetatea în care a tăbărât David. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Nu vă coborâți în Egipt. Să nu știe Isaia și ascund planurile de ochii Domnului. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți, care iau hotărâri fără mine. Fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Noi am păcat. Făcut legământ cu moartea și cu locuința morților. Apele nu ne vor atinge, da? Asta citim mai departe în text. Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Au nesocotit pe Dumnezeu, inima străinată de Dumnezeu și au pus încrederea în oameni. Vai de tine, pustiitorule, care totuși n-ai fost pustiit, care jefuiești și n-ai fost jefuit încă. Și aici deja se mută pe asirieni, pentru că l-au înfruntat pe Dumnezeu. Vai de tine, pustiitorule, 185.000 de soldați se scoală morți. După ce vei sfârși de pustiit, vei fi pustiit și tu. După ce vei isprăvi de jefuit, vei fi jefuit și tu. Observați, trimisul Domnului vine și rostește blestemul și binecuvântarea, pentru că Domnul nu-și terminase lucrarea cu poporul său. Trebuia să-l aducă pe scenă pe Mesia, pe Unsul, pe Hristosul. Vorbirea în limbi, din Isaia, capitolul 28, cum să o înțeleg? Nu știu dacă sunt adevărate aceste afirmații, dar vă las pe voi să le judecați. Dar cum înțelegeți contextul în care apare acel bla, 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 bla? Ei bine, printr-un popor cu bla, 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 va judeca, va vorbi Dumnezeu poporului, răzvrătiților acestora și tot nu vor asculta. Vorbirea în limbi? Dovada faptului că au fost dați pe mâna vrăjmașului. Așa este? Da sau nu? Da. Marius Covașă, da sau nu? Pe cei ce vorbeau în limbi? Vorbirea în limbi din contextul din Isaia, ca să n-aveți probleme, da? Acum, astea sunt hang-up-urile noastre, pentru că noi avem în minte tiparele noastre. Asta n-am înțeles, că Isaia vorbea cu cei din poporul lui Israel, deci aceeași limbă. Nu, ci zice, ei bine, voi vorbi poporului acestuia prin buze bâlbuitoare și printr-o altă limbă și tot nu mă vor asculta. Deci ce spune Isaia? Isaia, poftim? Vor veni alții care vor vorbi. Vor veni trupele asiriene, mercenarii din ele, care vor vorbi în limbi pe care voi nu o să le pricepeți, dar vor veni să, și vorbirea în limbi va fi dovada faptului că Dumnezeu a trimis pe dușmani împotriva răzvrătiților din propriul său popor. Da? Pentru că ei aveau problema din propriul său popor sau vorbirea în limbi. Dovada prezenței vrăjmașului în mijlocul poporului. Mercenarii asirieni erau în mijlocul poporului. Măturaseră 46 de cetăți, înconjuraseră Ierusalimul. Vorbirea în limbi era dovada faptului că vrășmașul era în mijlocul poporului. Și vorbirea în limbi? Semnul pedepsei lui Dumnezeu peste cei necredincioși din poporul său. Din poporul său. Semnul pedepsei lui Dumnezeu. Acum suntem în Vechiul Testament, nu e foarte complicat și nu trebuie să răzvrătești împotriva acestui text. Pentru că indiferent ce ați face, nu puteți ajunge la alte concluzii. Astea sunt concluziile simple pe care contextul ți le oferă. Credeam că cineva mai are ceva de spus. Dar acum hai să punem în paralel cele două contexte. Pentru că atunci când noi cităm, există pericolul, teologii o numesc paralelomaniei, poate că sună cuvintele, avem impresia că am făcut paralele bine. Nu. Doar dacă contextele sunt posibile de pus în paralel, atunci am făcut ce fac când studiez Scriptura? Am observație, am interpretare, am corelare, și aici e vorba de corelare și aplicare. Și între observare și interpretare am întrebările care le pun. Ei, la corelare
trebuie să corelez contexte asemenea, nu cuvinte asemenea, contexte asemenea. Și atunci aici paralela trebuie făcută între cele două contexte și abia atunci pot să încerc să vedem de ce aduce Pavel versetul acesta, versetul 11 din Isaia, capitolul 28, în contextul din Corint. Uitați-vă la capitolul 14, versetele 20 la 25. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice. Și ăsta este citatul. Voi vorbi poporului acestuia și citatul din Isaia, poporul acestea, limbile străine, buzele bâlbâitoare, sunt asirienii, vrășmașii, aduși de Dumnezeu împotriva celor neascultători din poporul său care își băteau joc de Dumnezeu și își băteau joc de profetul lui, de Isaia. Versetul 22. Prin urmare. Opriți-vă limbele... puțin. Când în limba română am prin urmare, de ce se legă acest prin urmare? De ceea ce a fost sau de ceea ce urmează? Mina. De ceea ce? De ceea ce a fost, da? Deci, voi vorbi poporul acesta prin o altă limbă, prin buze bâlbâitoare, nici așa nu mă vor asculta. Prin urmare... Limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. În comentarii, frământarea mare este ce înseamnă necredincioși. De trei ori apare termenul în 22, în 23, în 24. De trei ori apare termenul. Și de foarte multe ori, comentatorii împing toate cele trei apariții, le împing în aceeași cutie, da? Este vorba de necredincioși și de afară. Dar dacă iau acum contextul și textul din Isaia și zic, prin urmare, limbile sunt un semn pentru cei necredincioși, da? Pentru cei necredincioși. Sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Dimpotrivă, da? Deci, prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci limbile, prin urmare, în lumina contextului sau a citatului, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Cine să fie cei necredincioși? Pentru cine era un semn limbile în contextul din Isaia? Pentru necredincioșii din poporul lui Dumnezeu, corect? Da. Pentru necredincioșii din poporul lui Dumnezeu. Era un semn. Și Dumnezeu n-a venit să le vorbească. Isaia a venit să le vorbească. Pe înțeles inteligibil, da? Și-a bătut joc de el. Și atunci zice Dumnezeu, da, vă bate joc de o vorbire inteligibilă prin care Dumnezeu ar fi vrut să vă ducă la odihnă, iată odihnă. Dar el a zis, nu ne interesează. Noi am făcut un legământ cu moartea. Și atunci, limbile sunt un semn pentru cei necredincioși din poporul lui Dumnezeu. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Și observați, am două semne care disting două categorii de oameni. Limbile se leagă de cei necredincioși, prorocia de cei credincioși din poporul lui Dumnezeu. Și Pavel elaborează povestea asta. Întrebarea este, cine sunt cei necredincioși din versetul 22? Și dacă îl leg în sus, prin urmare, leg în sus, atunci sunt necredincioși din poporul lui Dumnezeu. Dar cine sunt necredincioși din celelalte versete? Uitați-vă! Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi, și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni. Cine sunt necredincioșii din versetul acesta? Oameni de afară, cel care intră în adunare, ușile erau deschise, putea să intre oricine, intră înăuntru, vede ce se întâmplă, zice, ops, n-ar zice ei că sunteți nebuni. Întrebare dacă au și dreptate sau n-au, dar asta vă las pe voi să judecați. Și pe urmă, versetul 24. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, da? El este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Observați la ziua de Rusalii, când oamenii auzeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, în mod inteligibil, în limba care s-au născut,
Când s-a sculat Petru, Petru, dragii mei, n-a venit să vorbească în limbi înaintea lor ca să-i impresioneze, ci a vorbit pe înțeles, i-a confruntat cu Evanghelia și s-a întâmplat exact lucrul acesta. Au căzut cu fața la pământ și au zis, fraților, ce să facem? Și Petru le oferă soluția, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat și știți ce s-a întâmplat. La numărul ucenicilor s-au adăugat peste 3.000 de oameni. Observați, în ultimele versete, necredincios sunt cel care e de afară, care nu e împăcat cu Dumnezeu, care intră în mijlocul adunării. Acum, noi de ce ne adunăm la oaltă? Păi dacă suntem trupul lui Hristos, ca să împlinim lucrarea lui Hristos. Ori Hristos a venit să mântuiască ce era pierdut, nu se piardă ce oricum nu-i mântuit. Și atunci să intre în mijlocul nostru și urmă așa sunt nebuni. La ce-l ajută? El piere oricum, exact ca și la rusarii, dar unii își băteau joc. Ah, sunt beți. La ce le-au folosit? La absolut nimica. Și atunci spune el, când vă adunați la oaltă, voi conlucrați împreună cu Duhul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, pentru edificarea bisericii. Și atunci Duhul în felul acesta se arată spre folosul fraților și spre folosul celor care intră. Tainele inimilor sunt date la iveală, ei sunt convinși într-un fel de Duhul lui Dumnezeu, de păcătoșenia lor și se întorc la Hristos. Citatul și concluzia lui Pavel. În lege este scris, voi vorbi în orodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Din poporul lui Dumnezeu, care în ciuda poruncilor lui Pavel continuă în încăpățânarea lor de a-și etala spiritualitatea. Și limbile sunt un semn pentru cei necredincioși. Cine sunt cei necredincioși? Sunt cei din poporul Dumnezeu care trăiesc în neascultare de Dumnezeu. Un semn pentru? Foarte complicată poveste, nu-i așa? Foarte complicată poveste. Dar acum, am văzut contextul din Isaia. Pavel îl pune în paralel cu contextul din Corint. Întrebarea este, nu știu dacă mai sunteți cu mine, dacă nu vorbesc singur încă o jumătate de oră, dar dacă sunteți cu mine, trebuie să compar cele două contexte. Pentru că nu e suficient să citești versete din Biblie dacă tu nu știi contextul și nu ești credincios contextului, nu versetului. Și vreau să vă spun, luați doar o carte dacă e pe aici, să nu treceți peste ce este scris. Niciodată autorii Noul Testament nu sacrifică contextul din care citează, ci citează eventual împlinirea acelor lucruri în Hristos Iisus. Și citatele lor sunt modificate ca să aducă împlinirea în Hristos a ceea ce Vechiul Testament a enunțat de pildă. Dacă mă gândesc la... Vinovăția corintenilor era comparabilă cu acelor din Isaia. Era oare comparabilă cu acelor din Isaia? Păi asta era vinovăția celor din Isaia. Înstrăinarea poporului de Dumnezeu, coborârea în Egipt după ajutor și nesocotirea trimisului lui Dumnezeu. Uitați-vă la cele trei lucruri din biserica din Corint. Nesocotirea sau înstrăinarea inimii corintenilor de Dumnezeu. Primele patru capitole, dezbinări. Capitolul 5, o curvie tolerată cum nici măcar între neamuri nu se pomenește. Și voi vă făliți cu povestea asta. Capitolul 6, judecăți, vătăriți unii pe alții la cei din lume. Noi care vom judeca pe îngeri, nu se găsește cineva între voi să rostească o judecată într-o problemă de mică însemnătate? Când noi va trebui să rostim judecăți de mare însemnătate? Pentru că nu unor îngeri a supus e lumea viitoare? Capitolul 7. Relații de familie făcute praf. Femei care, super spirituale, negau relațiile intime soților lor și mergeau la rugăciune și la stăruințe noaptea, dragii mei, și își lăsau bărbații și se despărțeau de ele. Și Pavel spune, rămâi nemăritată. Relații făcute praf. Capitolul 8 la 10. Libertate prost înțeleasă. Oh, eu sunt tare. Și călcam în picioare cugetul fraților slab pentru care a murit Hristos. Păcătuiau împotriva lui Hristos, spune Pavel. Capitolele 11, 1 la 16. Neînțelegerea locului și rolului pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului și femeii în familie. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea unui bărbat dacă și-a neglijat casa. Dacă nu-și administrează casa, nu poate îngriji de biserica lui Dumnezeu.
dar nici de slujirea unei femei, dacă și-a neglijat casa. Și asta este capitolul 11. Și 6 argumente pe care Pavel le aduce, unul după altul. Capitolele 11-17, cina Domnului transformată în beție și în disprețuirea poporului Dumnezeu. Unii sunt beți, alții flămânzi, își bat joc de cei care n-au nimica. Capitolul 12-14, daruri spirituale prost înțelese, prost folosite, care sunt motive de laudă în loc să fie motive de slujire. Capitolul 15, credință în învierea morților. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, voi sunteți încă în păcatele voastre, spune Pavel. Spuneți-mi, ce scrie aici? Mulți nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Incredibil. Sunt unii dintre voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră, o spun. Cel care nu iubește pe Iisus Hristos să fie anatema. Nu, acum vă întreb, când păcatele astea erau prezente în biserică, spuneți-mi cât de complicat era duhurilor străine să se vâre pe acolo și să falsifice și să strice. Cât de complicat era? Dacă un singur cuvânt n-ar putea fi copilăria spirituală și asta să fie contextul și celor... Copilăria spirituală nu justifică păcatele. Nu în sensul că justifică, ci din cauza copilăriei spirituale... Cu siguranță că este acolo. Păcatul, nu era în stare să judece, cina Domnului nu avea efect, deci era transformată în ritual... Și atunci, să zicem, e bine și așa? Nu. Asta e tragedia, că au rămas cu procesul de creștere spirituală blocat și chiar regresat. Dar când se întâmplă lucrul acesta? Când noi, dragii mei, ne focalizăm pe lucruri marginale? Când frământarea noastră este câte colțuri să aibă baticul? Când asta e frământarea noastră și pentru asta ne dăm afară și pentru asta și cât de mult să fie freza? Că eu, numai în viața mea, dragii mei, am trăit de la bărbați care n-aveau voie să poarte cravate, n-aveau voie să aibă freză și acum numai joi să te uiți la mașinile pe care le poartă și costumele care le au, da? Și aceiași oameni care se mâncau unii pe alții din pricina asta s-au metamorfozat în 10 ani, în 20 de ani. Și așa de ușor migrez spiritualul exterioare și atunci așa perpetuiesc copilăria. Uitați-vă la capitole 5, versete 11-14. Voi care de mult trebuia să fiți învățători. Și copilăria spirituală este o catastrofă pentru că te face vulnerabil. Vulnerabil față de ce? Față de duhurile străine. Față de duhurile străine. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 34. Veniți-vă în fire cum se cuvine și... Nu păcătuiți. Că sunt unii dintre voi care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră, spun, capitolul 16, versetul 22, dacă nu iubește cineva pe Iisus Hristos să fie anatema, dat Domnului spre nemicire. Wow, ce grele cuvinte! Și cu toate acestea este biserica lui Dumnezeu care este în Corint, dar vulnerabilă în fața duhurilor străine, Dacă mă gândesc la înstrăinarea inimii de Dumnezeu este indiscutabil prezentă în Corint. Acum mă duc la al doilea rând. Coborârea în Egipt, am pus în ghilimere, după ajutor. Nu uitați unde suntem. Suntem în Corint, între filozofii vremii respective. Cu ce se lăudau? Cu vorbăreții lumii acesteia, da? Cu înțelepții lumii acesteia. Uitați-vă doar la câteva versete. Versetele 18 la 20 din capitolul 3. Nimeni să nu vă înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, să ajungă înțelept. Dacă cineva se crede înțelept în felul veacului acestuia, dacă cineva crede că poate împrumuta ceva de la Egiptul lumii acesteia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte. El prinde pe cel înțelepți în nebunia lor. Știți la cine face referire? La cei trei fii, la cei trei prieteni al lui Iov. Care au stat și au filozofat lângă Iov, dragii mei, înțelepții lumii respective. Și Iov trebuie să-i confrunte. Și ei își bat joc de el. Zice, dacă n-ai fi păcătos, nu ți s-ar întâmpla ce ai zis. Și abia la urmă, când Iov se roagă pentru ei și aduce jertfe pentru ei, se trezesc probabil, pentru că cel care a avut dreptate
De acolo citează autorul. Și acolo întregul context vorbește despre lucrul acesta. Da? Și ei aveau impresia că e mai bine să împrumuți de la corinteni, de la Egiptul lumii, decât de la Pavel, care nu e nici măcar atât de fluent în vorbire ca și Apollo. Dar... Scuze, un fel de specialiști spun, ca să tot auzim chiar în biserică, specialiști oamenii spun, de știință. Oamenii de știință, studii, nu, dar așa... Oamenii de știință, oamenii de știință spun multe prostii și multe lucruri bune. Întrebarea este cum alegi între ele, da? Cum alegi între ele? Și atunci trebuie să asculți oameni de știință de ambele facturi și să vezi despre ce este vorba. Eu de bună vreme ascult pe oamenii de știință care vorbesc despre originea vieții. Și ca să obții fonduri, trebuie să scoți mereu articole în care peste 2 ani vom realiza viața în laborator. Și Dumnezeu mai scoate câte un alt om de știință, la fel de știință ca și ei, cum este James Michell Tour, care este un chimist și care îi ia pe toți la păruială, da? Și le pune 5 întrebări și le spune, dragii mei, răspundeți-mi la aceste 5 întrebări, la oricare dintre ele. Și în momentul în care voi îmi răspundeți la o întrebare, eu dau jos de pe YouTube absolut toate materialele mele și nu mai deschid niciodată gura cu privire la originea vieții. Și zice, nimeni nu poate să-mi răspundă, pentru că cele 5 sunt încă 5.000 la care nu avem răspuns. Dar ca să obții fonduri, trebuie să te duci cu zahărelul la cei care... Și atunci, de ce fel de oameni de știință? Da, hai să lăsăm pe cei de afară. Pentru că oamenii de știință au descoperit lucruri incredibile despre creația lui Dumnezeu. Incredibile. Noi n-am știut ce-i celula. Dacă Darwin ar fi știut ce-i celula, n-ar exista darwinismul astăzi, dragii mei. El credea că e un blob de gel, da? Când colo o celulă, cea mai simplă celulă este o uzină incredibilă. Incredibilă. Oamenii de știință zic și știu de unde să-i dea de capăt. Fără să vorbim de informație și cod genetic și ARN și DNA și ADN, da. Fără să vorbim despre ele. Dar nu cred că despre ei vorba, ci despre predicatori și proroci și despre vorbitorii din înțelepții din biserică. Acolo era problema. Sunt al lui Apollo, al lui Chifo, dar secretarii de partid din biserica din Corint care își adunau grupuri de oameni în jurul lor. Dar uitați-vă la treia vinovăția lor, nesocotirea trimisului Domnului. Uitați-vă la un singur text din capitolul 4 din Corinteni. Oh, iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, iată-vă împărățind fără noi și măcar de a-ți împărăți cu adevărat ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă. Niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumea acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, nu aveți mai mulți părinți, eu v-am născut în Hristos, spune Pavel, în Hristos Iisus. Prin Evanghelie. Prin Evanghelie. Spuneți-mi, sunt comparabile cele două contexte? Clar. Da sau nu? Da, da. Nu cuvintele, ci contextele sunt comparabile. Dacă contextele sunt comparabile, înseamnă că înțelesul din contextul vechi testamentar îl pot aduce în contextul nou testamentar. Și atunci, dintr-o dată, stau și mă sperii. Pentru că vorbirea în limbi este semnul prezenței dușmanului în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Atunci când vorbirea în limbi este exersată în neascultare de Dumnezeu. Ori Pavel vine și spune, nu, când ești în adunare, Duhul se arată spre folosul celuilalt. Dar noi am inventat rugăciunea comună, ca să eludăm povestea asta, da? Și, dragii mei, am bătut lumea asta în lung și în lat.
Și am fost în biserici în care trebuie să-mi pun degetele în urechi și să mă rog într-o altă limbă ca să pot să mă rog. Pentru că oamenii strigă ca să se acopere unul pe celălalt și auzi tot felul de lucruri și întrebarea este de ce? De ce? Mă rog cu Duhul, dar mă rog și cu mintea. Ca frații mei să capătă zidire sufletească. Ce fel de zidire e acolo? Păi ne zidim pe noi înșine. Stai acasă și fă-o. În adunare, Duhul se arată spre folosul celuilalt. Duhul se arată în mod inteligibil ca să-L proslăvească pe Hristos în așa fel încât biserica să fie zidă sufletească, să aducă descoperire, învățătură și așa mai departe. Deci, este paralel între cele două contexte și de aceea afirmația lui Pavel este, într-un fel, o atenționare serioasă. Vorbirea, vinovăția corintenilor era comparabilă cu a celor din Isaia. Înstrăinarea inimii. Inima lor era înstrăinată de Dumnezeu, au coborât în Egiptul vremii respective, în Corint, la înțelepții veacului respectiv și și-au bătut joc de profet, de trimis. Pavel. Și-au bătut joc de Pavel. Dacă am comparat contextele, probabil că vorbirea în limbă în cele două contexte ar trebui să aibă conotații asemănătoare. Nu? Conotații asemănătoare. Vorbirea în limbă, dovada faptului că au fost dați pe mâna vrăjmașul. Vorbirea în limbă, dovada prezenței vrăjmașului în mijlocul poporului. Vorbirea în limbi, semnul pedepsei lui Dumnezeu peste cei necredincioși din poporul său. Cel puțin în contextul din Isaia, nu putem nega lucrul acesta, dar când comparăm cele două contexte, oare să existe asemănări? Nu știu, vă las pe voi să judecați. Dar cine sunt necredincioșii din versetul 22? Nu cumva cei care îl sfidau pe Pavel? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, o ce să însemne cuvântul acesta? Oare toți cei care cred că sunt cu adevărat? Nu, nu, nu. E foarte mult fals. Ați cărat o groază de lucruri din cultura din care veniți. Ați cărat cu voi în biserică. Pentru că toate astea se practicau în religiile din care v-a scos Hristos. Dezbrăcați-le, spune Pavel. Și textul vine și aduce exemple respective. Dom'le, dacă intră un necredincios de data asta, unul fără daruri sau unul care încă nu s-a împăcat cu Hristos și toți vorbesc în alte limbi deodată, nu zic ei că sunteți nebuni? Problema este că s-ar putea să aibă și dreptate. Și atunci, deci ce-i de făcut, fraților? Păi dacă sunt între voi cei care vorbesc în limbi, să vorbească doi sau trei, dacă au tălmaci, dacă nu, să tacă. Și dacă sunt proroci, nu uitați, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Niciodată transa nu vine peste tine ca să nu te poți opri să curgă din tine, să fii în afara conștiinței. Nu, 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 nu. Deci, Pavel, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduierii, nu al dezordinii. Așa încheie Pavel. Și el vine și mustră pe prorocițele din Corint și le închide gura, dragii mei, le închide gura. Mai întâi poartă-ți de grijă soțului tău și copiilor tăi și pe urmă vino să slujești în biserică cu ce ai. Și asta le spune în capitolul 11. Dați-mi voie să trag concluziile. Este un citat dintr-un teolog penticostal, Gordon Fee. Abordarea colectivă vizează problema abuzului legat de vorbirea în limbi. Și asta spune Gordon Fee. A fost la noi în casă, îi citesc comentariile. Dragii mei, un om, l-a chemat domnul acasă, a fost bătrân, dar el privește toată cartea Corinteni prin această prisma abordării corective care vizează supralicitarea vorbirii în limbi, care supralicitând o neascultare de Dumnezeu deschis ușa duhurilor străine. Nu uitați cum i-a alcătuit blocul de text, 12 daruri, 14 folosirea lor, 13 cheia. Și textul spune, atunci când Duhul se arată, când Duhul se arată, Duhul se manifestă, care este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare. Uitați-vă încă o dată la 1 Corinteni, capitolul 13. Observați cum toate darurile, dacă Duhul nu-i prezent, trebuie să fie o manifestare spirituală, spune Gordon Fee, dar nu știm izvorul din spatele lui. Pentru că lipsește
legitimarea sursei a Duhului Sfânt. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința. Wow! Și n-aș avea dragoste. Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și n-aș avea și dragoste... Și mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dar acum, citiți încă o dată textul cu atenție și uitați-vă la verbele din el. Chiar dacă... Aș vorbi... Aș avea... Aș cunoaște... Mi-aș împărți... Mi-aș da... Spuneți-mi, încotro întors reflectorul? Înspre frații mei sau înspre mine? Aș... Știi, ca și când se termină, zice, sponsori... Da? Aceeași poveste. Întrebarea este, la ce mai folosește? Să nu știe stânga ce face dreapta. Da? Să nu știe stânga ce face dreapta. Și atunci, este iubirea de sine. Pentru că eu ies în evidență. Eu mă etalez prin darurile mele spirituale. Să știe toți că sunt duhovnicesc. Ori iubirea de sine este subordonată sau se subordonează iubirii de Dumnezeu și se dovedește în iubirea de semeni. Iubirea de sine se subordonează iubirea de Dumnezeu și se dovedește în iubirea de semeni. Uitați-vă la versetul 4, ce schimbare radicală! Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Toate sunt manifestări în relații, toate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Dragostea nu va pieri niciodată. Necredincioșii din versetele 23-24 au nevoie de Hristos. Când intră între noi, ar trebui Duhului Dumnezeu, prin mesajul clar și inteligibil, să le atingă inima, să-i schimbe, iar pe noi să ne crească în cunoașterea lui Hristos. Și versetul 23 spune... Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cade cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu. Și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Wow. De-aia a venit Hristos. Și atunci, dragii mei, cred că dacă toți prorocesc, adesc vorbesc cu oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere, dar cu ce pot zidi, sfătui și mângâierea pe alții? Cu părerile mele? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cu proslăvirea lui Hristos, cu ridicarea lui Hristos în mijlocul nostru. Dați-mi voie să vă aduc aminte de cele trei teste pe care le-am descoperit în capitolul 12. Îl proslăvește pe Domnul Iisus în mod inteligibil. În mod inteligibil. Da? Când va veni El, pe lângă faptul că va dovedi lumea vinovată, și asta o face când prorocia este inteligibilă, El mă va proslăvi, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și asta face Duhul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, se arată spre folosul altora. Întotdeauna Duhul spre folosul altora. Când suntem în adunare și adunarea începe în familie, în relație cu soția mea, cu copiii mei, dragii mei, nu doar duminică dimineața de la 9 la 10 jumate, ci ori de câte ori suntem în relații, dragostea întotdeauna are în vedere pe celălalt, îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Citiți textul încă o dată și nu uitați, nu noi
Duhul este la cârmă, El dă fiecăruia cum voiește, pentru că pe El îl interesează zidirea trupului lui Hristos. Și de aceea Pavel spune, mădularele cele mai rușinoase sunt îmbrăcate cu cele mai multă podoabă, pentru ca să fie echilibru în trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos. Doamne ajută și dă izbândă și... Știu că mă ceartă cineva, am mai primit și astăzi o ceartă, pentru că spun tuturor, dragii mei, nu credeți ce v-am spus. I-am citit Biblia înaintea voastră, luați-o, puneți-vă pe genunchi, citiți-o. Și problema este următoarea. Toți avem în mintea noastră prejudecățile noastre, ochelarii noștri cu care privim textul și prejudecățile ne țin legați fedeleși și nu putem vedea nici măcar ce spune textul. Și rugați-vă ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce spune Biblia, că în rest noi nu avem nimic de adăugat, nimic de scăzut la ea. Două întrebări, scurt. Vă rog, de ce dă daruri Duhului Dumnezeu? De unde vine conceptul de daruri când poporul, fiindu-i vasal stăpânului, te-ai aștepta să fie invers? Ce aș putea să-i dau eu stăpânului decât inima mea? Și... Dar să răspund, când Domnul Iisus spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă, luați jugul meu asupra voastră, jugul meu este bun, sarcina mea este ușoară, ce să caut în jug alături de Hristos? De ce de daruri Dumnezeu ca să mă înjug alături de Hristos în zidirea trupului lui Hristos, în lărgirea împărăției Lui? Eu sunt doar un vas, fără conținutul vasului respectiv pe care îl port spre alții și care este Duhul lui Dumnezeu, arătarea Duhului. Dragii mei, eu nu folosesc nimănui cu nimica. Nu vă pot da decât o bucată de pâine dacă veniți la mine și aia vă dă nora, nu vă dau eu sau vă dau o carte eventual și vă semnez, dar la ce vă ajută? Și atunci oamenii au nevoie de prezența Duhului Sfânt. Cine poartă pe Duhul spre alții, dacă nu trupul lui Hristos? Și atunci de aia nu-i invers. Și Pavel întreabă, ce se întâmplă cu astfel de creștini care pleacă de pe pământ cu Scriptura înțeleasă greșit? Cât de mare este acest risc? Las pe Domnul Iisus să răspundă în predica de pe munte. El spune, n-am venit să stric legea și să o împlinesc, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, fără să fi întâmplat totul. Și pe urmă zice, de aceea, oricine va strica una din aceste porunci și va învăța pe alții așa, va fi chemat cel mai mic. Unde? În împărăția cerurilor. Și oricine le va face și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Eu nu intru în împărăția cerurilor după cât am înțeles din Scriptură, ci după cât mi-am recunoscut nenorocirea și necazul și sărăcia în duh. Când tânărul bogat întoarce spatele Domnului Iisus și pleacă și ucenicii zic, well, dacă mai ușor intră cămila pe urechile acului decât un bogat în împărăția lui, cine poate fi mântuit? Și Domnul Iisus spune, la oameni lucrul acesta este cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, pentru că intrarea în împărăția cerurilor este plătită de Hristos pentru mine. Mireasa lui Hristos îmbrăcată în hainele neprihănirii lui Hristos va fi prezentată Tatălui, Mirelui și Cerului întreg, sfântă și fără prihană, fără pate, fără zbârcitură. Nu pentru că eu am înțeles corect Scriptura, ci pentru că m-am agățat cu cât am înțeles de Hristos și am trăit în lumina ceea ce am înțeles. Dragii mei, suntem diferiți și Pavel spune, în ce suntem de-o părere, mergem înainte, în ce nu? Dumnezeu ne va lumina. El zice, Dumnezeu vă va lumina, pentru că El știe din partea cui vorbește. Dar din acest punct de vedere, ne așteptăm unii pe alții. Sunt copii între noi, sunt tineri, adolescenți, sunt bătrâni. Și dacă bătrânii au rămas treji, ar trebui să fie vocile în biserică, care să tragă la reper rânduielile în biserică. Și atunci eu cred că elementul ăsta din predica de pe munte, dintr-o dată, mă deschide la dialog cu frații mei care poate înțeleg altfel vorbirea în limbi decât o înțeleg eu și doctrina Duhului Sfânt. Da? Și putem dialoga unii cu ceilalți, pentru că nici eu, nici ei n-au monopolul.
Și atunci stăm în fața Scripturii. Câtă vreme putem pune Scriptura între noi și suntem cinstiți cu textul și îl putem analiza și îl putem desface, până atunci dialogul poate continua între noi. Când am devenit habotnic și în ciuda faptului că textul zice una, eu cred alta, acolo se oprește dialogul. Și atunci când eu înțeleg pe ce bază suntem, intrăm în împărăția lui Dumnezeu, dintr-o dată e loc și pentru tine și pentru mine. Chiar dacă încă n-am ajuns să înțelegem același text în același fel. Amin? Doamne ajută și dă izbândă. Și cu asta tragem linie peste, sau dacă vreți, în coperta peste prorocie și ne mutăm la împărăție, pentru că prorocul a fost adus pe scenă ca să... și împărăția în mod special ne interesează prin prisma planului Dumnezeu și a legământului Davidic, care se finalizează apoi în Domnul Iisus Hristos.